Stimați vă salut! Dacă ne aducem aminte, studiile trecute am învățat despre faptul că avem posibilitatea să fim moștenitori ai Împărăției Lui Hristos, să fim și noi împreună cu El, să fim copii ai Împăratului și a astăzi vom studia o lecție la o notă puțin mai negativă, taina fără de legii. Este cineva care totuși vrea să ne încurce ca noi să fim Moștenitorul acestei împărăția lui Hristos Acest studiu vom petrece împreună cu Gheorghe. Gheorghe te salut Bună ziua, mulțumim de invitație Și vom vedea Cum se întâmplă aceasta, cine Vrea să ne pună pedică ca noi să ajungem În împărăția lui Hristos și ce este Această taină fără de lege Aceasta vom afla în studiul nostru de astăzi Care este Pericolul despre care a profețit Isus Că avea să afecteze biserica Desupra bisericii Avea să vie și deja și a fost în, în multe perioade, a venit uh, un pericol de înșelăciune. A început să intre în biserică mulți oameni care nu erau consacrați și avea să, uh, să spunem, să înșele pe cei credincioși prin unele învățături care nu merg după cuvântul Domnului. Uh -huh. Ar zice că nu mai trebuie ce ce a spus Hristos cândva, nu mai trebuie să de împlinit. Uh -huh. Și credința trebuie să fie mai ușoară, mai, mai, mai liberă. Și vor că din biblic spune că vor veni mulți în numele meu și vor înșela pe mulți. Da, adică totuși în numele Lui Hristos, da. se vor folosi de numele Lui Hristos. Da, se vor folosi de numele Lui Hristos, tot cu Hristos, tot cu Biblia și aș zice, poate să fie 99% adevăr și un procent minciună uh -huh. și aici pe mulți vor înșela. pentru că adevărul și minciuna aproape nu se va vedea. Numai cei care vor avea Duhul Sfânt vor pricepe unde este înșelăciune. Da, este mai ușor, așa, aș spune chiar, când vine cineva, împotriva lui Hristos cu totul și spune uh -huh. că nu, nu este bună credință, nu există Dumnezeu, atunci este clar că, cu acest om. Dar când vine cineva în numele lui Hristos și cum spune 99 îți spune dar, adevăr, dar un procent, mic. un procent este mic, care e minciună. Și mulți vor primi că aici te vorbesc foarte blând și dulce și vor atrage pe oameni. Da. Ce ar trebui să facem noi întrebarea întreabă, ce. Put ce putea face biserica în privința acestui pericol și să vorbim și de atunci și paralelă cu zilele noastre. Ce am putea noi să facem în privința acestui pericol? Biserica trebuie să fie, sau spunem, membrii bisericii trebuie să ții să de mână unul cu altul, spune uh -huh. așa, la, la, literal. Nu la literal, dar mai așa, mai simplu. Uh, Vigherea, rugăciunea, să nu permită dizbinările, să nu permită multe <coughs> sejezi de satanie care poate face că uh, e un pericol, sunt două, două pericole. Un pericol când vine atac, atacarea Satanei din afara bisericii. Uh -huh. Ei uh -huh. mai e ușor, noi știm că cei din afară, dar este un pericol când dinăuntru de vine. Deci este mai mare este pericol? Este mai mare pericol. De deci, ce membrii bisericii trebuie să fie uh, în rugăciune și în veghere, Pentru că Satana nu doarme. Eu își fac aici, așa cumva, o concluzie. Nu trebuie să ne relaxăm niciodată. Permanent trebuie să fim. Uh... La pe fir, pe fir da. că este oricând cineva care vrea să ne înșele. Și ori din afară, ori din ori chiar din casa mea poate să fie cineva care vrea să mă înșele și să mă, să mă desparte de Hristos. Și acest fir este legătură cu, Domn, cu Dumnezeu prin rugăciune nu și atunci uh, multe ori se întâmplă și în viața creștinului că uh, am mai lăsat mâinile în jos și atunci satana, satana vighează tot, totdeauna și el când vede că lăși mâinile în jos, atunci introduce el da. da. sale. Adică scopul lui ca să fie împotriva guvernării lui Hristos. Și el face totul posibil ca guvernarea lui Hristos să nu aibă succes. Și noi suntem introduși anume în această luptă a lui Satan împotriva lui Hristos. Da, da. Și da. suntem un fel de de pagubași, așa să spunem. Pentru că, cum spuneam mai înainte, că acești oameni care vor veni sau lup repitori care vor veni să rupă turma ei vorbesc foarte bine, foarte dulci, niște uh -huh. oratori foarte buni. Și aceea, dacă eu nu sunt întemeiat pe cuvântul Domnului, pe Biblie, că Biblia spune așa, eu sunt uh, amăjit. Bine, aceasta este o clasă, o da. ai spus acum o clasă de, de oameni care vor încerca să ne, să ne despartă pe noi de Hristos. În continuare, gândul continuă și altfel se va mai petrece lucrurile care s-au și petrecut deja. Ce au făcut evrei necredincioși cu lor creștini? Ce a urmat ca rezultat al persecuției? Ce aici e interesant să întâmplă că tot uh, ei au oprit să vorbească printre neamuri, uh -huh. prin neamuri le-a întărtat contra lor. Da. da. Și se spunește că acum o luptă tot, adică uh -huh. sunt aici, este o a treia persoană sau o a treia partidă care face vrăjmășie între doi. Uh -huh. Și uh, la ce a ajuns la asta? Pentru că au fost împrăștiați uh, creștini, pe persecutați, împrăștiați pe tot pământul dar uh, uh, odată cu împrăștierea aceasta a permis și Dumnezeu lucrul acesta pentru că prin aceasta să se predice Evanghelia la toți oamenii care, uh -huh. care, care, doresc să audă. Adică primul lucru, cred că satan se bucură cel mai mult când vede dezbinare. El, cum spuneai tu, este dintr-o parte, a treilea, și încearcă să mă dezbine, să fie dezbineală între mine și tine. Da, da. Și atunci el a deja a avut succes. Dacă eu m-am mâniat pe tine, deja eu sunt în mâna lui. El, el pune poate un punct, dar noi da. îl prelungim. Da, da, sigur. Era persecuția ceva la care ei ar fi trebuit să se aștepte? Ce determină o persoană să-și piardă credința în fața persecuției? Să fac o paranteză aici. Dacă vorbim și despre ei și despre noi acum, ar fi pentru noi o noutate sau ceva, ceva căzut din pod dacă vom auzi că uite, a început biserica noastră să fie persecutată. Sau trebuie să ne așteptăm la aceasta. No. Aș vrea mai mult să vorbim zilele noastre, pentru că pentru, pentru generația de acum o vorbim aceasta, pentru cei vii de acum, să nu vorbim doar istoria din, din trecut. Persecuțiile sunt de așteptate noi trebuie să fim gata pentru lucrul acesta, pentru că și spune că pe Hristos au persecutat și pe noi tot ne vor persecuta. Pe Hristos l-au primit o parte de oameni și pe noi ne vor primi. Acum, în momentul de față, poate pentru mulți oameni ar zice că libertatea de conștiință sau libertatea religioasă este la un nivel foarte înalt. De unde se mai poate gândi eu, așa o persecuție? Dar Biblia nouă ne spune că cei creștini adevărați vor fi persecutați, pentru că, pentru că satana nu o să dea voie, că o să încerce să blocheze această religie a lui Hristos, ca să nu fie dezvoltată, să nu a, afle mulți oameni despre mântuire. Și cu tot Cu tot, totul, totul va face numai să... până la nemicirea creștinilor. Pentru că a fost și în cazul în trecut tot așa. Bine, Gheorghe, hai să vorbim mai, mai precis aici. Vorbeam și la întrebările precedente ce putea face biserica în privința pericolului împotriva tainei fără de legii. Aici să vorbim despre pericolul persecuției. Ce trebuie să facem noi? Aici este o, o parabolă pr printr-o sămânță. Care este pericolul nostru și cum putem ne să biruim acest pericol, să nu cădem și noi din, la credință atunci când va veni persecuția? Persoana care este se teme de persecuție. Adică într întâi între o frică că uh -huh. pierd viața sau pierd uh -huh. cei de aproape. Prin parabola aceasta care este, adică frica întâi, pe urmă frica vine de unde? Pentru că rădăcinile în Dumnezeu, în Hristos, în adevăr, nu sunt adânci băgate. Uh -huh. pentru, pentru că pe orice pământ stâncos, pentru, pentru pe orice piatră, nu știu câți centimetri, este pământ, uh -huh. este un, un sol. Dar când ajunge, nu ajunge la, să spunem, la izvorul vieții, la izvor, la dânci, la api, ca să poată să menții să. Mențâise. Și așa e și în, în privința credinței. Pentru da. că dacă nu am eu credință în Dumnezeu, vine frica aceea și. atunci dau jos mai Adică, cunoscând că este aproape persecuția. Noi astăzi trebuie cel mai mult să ne ocupăm de a ne adânci rădăcinile. Aceasta trebuie să fie principala. Să nu ne amăgim cu gândul că, plasă că eu voi fi tare la persecuții, eu voi fi puternic. Eu... Acela care poate să spui acum tare, cine știe, poate atunci să cadă. Pentru că caracterul se călește în momentul acesta de pace. Da. Să spunem de liniște. Poate sunt vin și persecuții mai mici. Dacă nu va veni persecuțiile mari, caracterul va fi calit de acum. Uh -huh. Principalul scop al nostru are ar trebui să fie, cum spuneai tu, să ne adâncem cât mai mult în Hristos rădăcinile noastre și atunci vom putea să stăm tari împreună cu Hristos, sigur. Cum ar trebui să răspundem persecuției? Totuși, cum ar trebui să lecționăm, așa să spunem? Cu bucurie. Așa pentru un cuvânt, să spunem. Este ușor de spus. <coughs> ușor de spus, da. Este ușor de spus. Dar din pricina cuvântului, sau din, pentru Hristos, Poți să suferi, pentru că știi că după aceasta ai o răsplată. Uh -huh. Într-adevăr, nu este plăcut, dar să știi că ai trăit pentru o viață, pentru Hristos, și în bine și în rău, și când vine persecuția, să mor pentru El, este o, un câștig. Studiind istorie ne arată repetate rânduri despre bărbații de credință, ei spuneau că mă bucur că eu pot să sufer pentru Hristos. Deci, este foarte greu să stai la adevăr. Adevărul a fost la început atacat. Uh -huh. Și au fost oameni, în toate perioadele care au rămășit, tot a, a stat la la adevăr. Uh -huh. Și toți acești o mică rămășită aceasta, au fost vorbiți de rău, persecutați, a spus că na, multe, multe cuvinte vor despre ei. Dar uh, Dumnezeu nu le-a părăsit. Deci vreau să citesc propoziția din notă. Aici Iisus arată ucenicilor săi că exact atunci când ei trec pentru o mare suferință în cauza sa, în cauza lui Hristos, ei au motive să fie bucuroși și să recunoască faptul că necazurile sunt în folosul lor, în folosul nostru atunci când suntem în necazuri. Când vom ajunge să înțelegem aceasta, nu va fi nicio problemă. Da, atunci frica dispare. Atunci frica dispare. <coughs> Mergem mai departe. Cum au continuat teama de persecuție să influențeze pe unii dintre membrii bisericii? Aici e... A fost introdus un sistem ritual tăierea tăiere în prejur. Uh -huh. Și mulți au speriat persoanele sau au speriat pe creștinii cu noi convertiți că dacă nu vă tăiați în nu puteți fi mântuiți. Și au început și în privința aceasta să fie o persecuție și o frică că dacă uh -huh. nu, înseamnă că nu ești mântuit, nu primești mântuirea. Prin aici arată că. Sau tăierea sau netăierea nu prea, nu ajută la. Principalul să fie un om bun. Uh -huh. uh, lucrul acesta care a presat pe oameni, pe creștini, când a, uh, era o sectă, se numea farisei uh -huh. și ei au introdus, pentru că uh, scopul lor, ca să poată să ții toate ritualele bisericilor în uh, strictețe, așa cum au fost cândva odată. Și aici, dintr-o dată, se desface aceste, aceste ritual, adică să demască că nu mai este, nu mai este nevoie. În Aha. Hristos tot este o fătură nouă. Și la, din pricina aceasta au început să și persecuțiile, așa să spunem, înăuntru, în, între creștini, între iudei. Da, ai, ai spus câte ceva despre faptul că ei vroiau să țină exact după lege, exact după cum era scris Următoarea întrebare. Care era spiritul din spatele acestor mișcări? Sau care era A. totuși scopul de ce ei puneau astfel de restricții în biserică? Era din râvnă, din dragoste pentru Dumnezeu? Sau care era -ar, totuși... Nu știu, n-ar zice că e din râvnă. Pentru că când eu vreau să impun cuiva, uh -huh. vreau să-mi apăr fără de Și îi pun da, la altuia, pun Să faci tu lucrul acesta. Uh, în scopul acesta era un fel de dizbinare, un fel de spirit dizbin, de dizbinare, uh -huh. de, de, să, să spunem, mono, uh, să ții monopolul, poate. Și nu a fost asta după placul lui Dumnezeu. Și de ce arată aici că uh, e mai de folos să fie o făptură nouă în Hristos decât să faci și tăiere. Că mulți spune așa, uh, dacă tăierea împrejură aveai și călcai legea, uh -huh. îți ajuta să-i tăierea cea împrejur? Sau, de exemplu, eu nu am tăiere ce în dar împlinesc voia Domnului. Nu automat și am și tăiere în jur. Da, sigur. Vreau iarăși să fac, îmi place să fac comparație cu zilele noastre. Cunoaștem deseori cât un om care a călcat ceva o poruncă. Și noi atât de aspre mm. suntem. Tu ai făcut ce și celălalt și așa îi spunem că nu, prin ce, ce facem noi nu-l apropiem de Hristos. Că tare scopul nostru trebuie să fie ca cât de posibil să-i apropiem pe oameni de Hristos, nu? Chiar și dacă străm pe cineva care a calcat și nu a făcut așa cum credem noi că e bine, noi trebuie astfel să facem lucrul acesta ca să-l apropiem de Hristos. Dar noi mergem și spunem și nu mai ai drept să faci ce și ai făcut și celălalt, cu om se departează și nici nu mai vrea să mai audă de, de, tine, de credință, de Hristos și așa mai departe. Pe timpul iudeilor a fost puse foarte multe legi. Și săi tot cu lege și cu lege și cu lege. Uh -huh. Și aceasta a împovărat credința adevărată cu oamenii de acum să nu vreau să audă. Dar problema este așa că trebuie să lucrăm cu chipzuință și cu dragoste Sigur. față de orice om. Însă și Hristos i-a mostrat cu aceasta. Puneți sarcini care este imposibil de le purtat. Da, da, da. Și a doua parte a întrebării acestea, cum va reacționa creștinul sau ce calități va da pe fața adevăratul creștin în aceste situații? dragoste față de persoanele care vin în așa caz da. și am spus că vor răspunde cu uh, chipzuință sau vor răspunde dragoste și chipzuință, vor părerezi. răspunde așa cu tact uh -huh. da. să ne ajute Dumnezeu ca noi să fim acei oameni cu plin de dragoste și de chipzuință cum a întâmplat Apostol Pavel, rezia în epistolele sale cu spirit uh, spune așa, curajos uh -huh. pentru că el nu s-a laudat cu sine, el a fost laudat lui de una în Domnul, că Domnul m-a ajutat, Domnul a făcut. Uh -huh. Adică și totuși a stat la adevăr, nu s-a... s, -a, s -a stăruit să facă, să împlinească ceea ce spune Domnul. Uh, hai puțin să vorbim despre prima propoziție din romani uh, romanici. în împrejur negreșit este de folos dacă împlinești legea. Dar dacă tu calci legea, tăierea ta în prejur ajunge în tăiere împrejur. Cum înțelegi tu aceasta? Dacă tăierea împrejur este bună, de exemplu, dacă tu păzești legea, dacă tu calci legea, nu este la nimic tăierea în împrejur. Să facem și o comparație cu zilele noastre. Cum ar fi aceasta? Poți să fiu botezat mm -hmm. și să calc legea. Ce mi-ajută mie botezul? Sigur. Sau pot să țin sabatul. Sau să sabatul. Pot, sau pot să altceva să fac. Dar altceva da. nu fac. Ce mi-ajută mie că țin sabatul dacă eu am vrut cu furatul duminică, da, da? da? Pentru că așa erau și la farisei. de în afară și arătau niște oameni credincioși. Uh -huh. Dar noaptea, să spunem, pe ascuns, poate la figurat să spunem așa, uh -huh. înăuntru lor erau oameni neconsacrați. Da, cu părere de rău. Asemenea, apostolului Pavel, ce spirit ar trebui să avem? Se vorbește mai direct la noi. Un spirit care să ție să spunem la adevăr, să nu ne temem de persecuțiile, să fim curajoși, să putem sta în apărarea cuvântului Domnului și ce putem spune că în Domnul pot face totul. Uh -huh. Adică cu puterea lui Dumnezeu putem face totul. Pentru că apostol Pavel așa și spunea că în epistole sale, în, în verzii, spunea și că lupt, dar nu uh, ca cam vânt. Ca Adică prin asta se, 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 se înțelege că el pune sforțarea asupra corpului sau caracterului ca să fie plăcut cât mai plăcut lui Dumnezeu. Mm -hmm. Mm -hmm. Și totuși, din dorință ca să nu fie contrazicere și să nu fie dezbatere în biserică, următoarea întrebare aici este o întrebare interesantă. Ce compromis a fost convins de către frații săi să facă marele apostol și care a fost rezultatul? Cum a adus acest lucru la arestarea lui? Mă gândeam la lucrul acesta, parcă uh, a făcut totuși el o, o, o mică, să spunem, să spunem, nu compromis, dar ca să nu facă dezbatere între frați, P sigur. a uh, a, mers, a mers așa ce a spus frața. Uh -huh. Ia patru oameni, duce și cu curăță și uh, pe urmă intra în templu. Uh, și prin lucrul acesta, prin simbolele acestea care avea să facă, oamenii avea să vadă și uh, pentru că s au auzit uh, din învățăturile lui, că el învață că nici tăierea, nici tăiere în jur nu este de, de folos. Uh -huh. Numai în Hristos. Adică, uh -huh. credința în Hristos. Și tu, când vei face lucrul acesta, oamenii vor vedea și vor da seama, micuț, că învățătura aceea nu a fost dreaptă. Și prin asta, frații care l-au, conduce, care l-au sfătuit, aici că să ne apărăm pe noi. Și, totuși, aici a dat, a făcut lucrul acesta, și când a intrat în Templu, tot prin faptul acesta a fost și condamnat și alungat din Templu. Din da, sigur. Adică aici s-a arătat cumva, cred că nu a fost voia lui Dumnezeu că el să cedeze la aceasta El spune că n-a fost, dar n-a de vrut... fățărnicie a încercat să facă. Dar el spune că el n-a vrut, vrut să meargă și contra prietenilor, mm -hmm. fraților. A cedat, dar a văzut că nu nu este bun. Nu a fost bun ceea ce a făcut că el. Că vreau să citesc aici uh, uh -huh. însă el nu era autorizat de Dumnezeu să cedeze atât cât ei cereau da, de, sigur. la dânsul. Pentru că unul lucru poate avea și el cedări, dar procent mic pentru că a câștiga persoanele. Sau nu știu cum, dar el, el de era ferm, la adevăr. El nu, nu era în caracterul lui, dar mm -hmm. aici să. Mm -hmm. Totuși trebuie să fim atenți. Vrea Dumnezeu așa să fac eu sau nu vrea? Apoi, la orice întrebare care vine, trebuie să dai, e voia Domnului sau nu? Da. Dar de aici vine, de la frații lui, întrebarea aceasta. Și ce mai pe când vin din afară, e mai sigur că se pot să sta contra vrăjmașul. Dar când vine de la tăi, fă, da. fă, lucrul acesta ia, și vei, fi bine. Interesant. Și <coughs> să vedem cu ce se termină tot aceasta. După răscoala ideilor de substăpânirea a Romei și distrugerea Ierusalimului din anul 70 după Hristos, cum s-a schimbat centrul atenției creștinilor gata de compromis? Mă gândesc aici că ei atât de post, au fost puși, a, au pus accentul pe legi, a fost controlat, controlat și pe apostoli, că trebuie să fie fix la, la, la cuvântul legii. Dar prin aceste, să spunem, strictețe, au uitat dragostea, să spunem de frață, dragostea din întâi, pentru la ce au fost chemați. Pentru că dacă nu mai este dragoste, el este găsit și, și orice greșeală. Uh -huh. Și ereziile, sau să spunem a, a, dizbinările care au intrat în biserică, ei nu au, au putut să stei adică să-i facă față. Adică da. din pricina dragostei a, a dispărut dragostea, a, a intrat altele puncte negative în, în biserică. Și prin această ne socotind unele legi care poate nu erau atât de importante, chiar totuși vremelnice, au ajuns până la aceea ca să ne chiar și legea lui Dumnezeu. Da, da. Următoarea întrebare spune: Discutați felul în care desprețuirea ideilor din întregul Imperiu Roman a contribuit la declinul păzării, păzirii săbatului pentru că evanghelia este simplă, simplitatea evangheliei a dispărut între dânși. Uh -huh. Și a fost pus uh -huh. multe poveri asupra sabatului. și sabatul a devenit o tristețe și o povară, iar duminica a venit o zi de bucurie. Da. Și oamenii au ales mai bine o bucurie decât tristețe, pentru că uh, filozofiile acestei omenești care a, a introdus în sistemul acesta religios a arătat aceea că uh, e foarte greu de ținut sabatul. Dar într-adevăr el e foarte simplu <coughs> și pentru lucrul acesta satana s-a stăruit ca să bage aceste irizii. Tocmai aici vreau să spun. Satana a încercat prin persecuție, puțin s-a primit, puțin nu s-a primit. A încercat altfel și aici a băgat duminica și a văzut că i s-a primit. Cum spuneai tu, a făcut o zi mai glorioasă, mai frumoasă, mai liberă și oamenii sigur că au început să prefere mai mult duminica și vedem ce a ieșit și până la urmă. Uite, ce e interesant că uh, nu a spus că duminica este ziua zăua soarelui. Da, a da. spus că ziua Domnului și foarte bine, tot cu cuvântul Domnului a spus. ce, da, ce și e ce rău? Sigur. Este o bucurie, conviat. Da. Dar prin această întrebare ne-am făcut și introducerea la următoarea lecție care m-a vorbit tocmai despre sabat și am încheiat studiul nostru de astăzi, Taina fără de lege. Și Gheorghe, care este părerea ta? Așa, într-un rezumat scurt, putem noi sau nu putem să stăm împotriva acestei taine fără de legi? Sau împotriva, să spunem direct, a cine este taine fără de legi? Acel rău care este împotriva lui Hristos, da? Putem noi să stăm noi ca oameni împotriva lui sau nu? În puterea noastră nu putem. Nu putem. În puterea lui Dumnezeu, în puterea lui Hristos, o să, o să putem. Pentru că acum individual, fiecare persoană individuală va trebui să steie la aceste persecuții sau aceste sau la, la această taină fără de lege fiecare să se cerceteze, el stă bine pe cuvântul Domnului sau nu este stă nu stă bine pe cuvântul Domnului, pentru că încercările nu va veni în bloc, mm -hmm. asupra familiei mm -hmm. mele, asupra bisericii, fiecare persoană va fi da, cercetată sau persecutată, să spunem așa Stimați prieteni, vreau să vă atrag atenția și dumneavoastră nu este numită glorioasă fără de lege, dar taina fără de lege. Este ceva, o taină care noi nici nu putem să o înțelegem bine. Să ne încredem în Hristos și cu ajutorul Său să putem să înțelegem această taină a celui rău și această fără de lege să nu fie văzută în noi, în inimile noastre. Dar, cum spunea Gheorghe, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul lui Hristos, prin El, să putem să biruim aceasta și să fim biruitori împreună cu Hristos. Gheorghe, îți mulțumesc pentru studiu. Mulțumim de invitație. Domnul, și să ajute ca, într-adevăr, aceste lecții să ajungă la inimile oamenilor. Da, să ajute Dumnezeu la aceasta. Și slavă lui Dumnezeu pentru toate aceste minunate învățături și avertizări care ne le dă el nouă. Acum vă spunem pe curând la toți și la revedere.